Pacea Domnului și vă spunem un bun venit la biserică în această dimineață. Vă invit să deschidem aceste minute de închinare cu imnul 180. Așa cum sunt, eu vin la tine. Sfinte Tată, îți mulțumim pentru că prin harul Tău pașii noștri s-au îndreptat în această dimineață de sabat, în acest loc de închinare. Te invităm cu această ocazie să vii să fii împreună cu noi prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm să cercetezi inimile noastre în această dimineață.
adu balsam de vindecare, adu mângâiere și binecuvântare. Cercetează fiecare ființă împovărată care a venit în acest loc și ajută-ne să găsim la tine oază de liniște și de pace. Întinde-ți mâna ta peste fiecare suflet și ajută, Părinte, ca strânși în banda iubirii tale să privim spre crucea de pe Golgota, loc în care Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru răscumpărarea noastră și pentru iertarea păcatelor noastre. Îți mulțumim pentru această mare jertfă, ajută-ne ca să o prețuim și să nu fie în zadar. Ajută-ne ca să avem privirea țintită și să ne dorim din toată inima ca Tu să revii să ne duci acasă. Prin Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, Te-am rugat. Amin. Bună dimineața și pacea Domnului tuturor, dragii mei frați și surori, dragi tineri, vă spun tuturor bun venit la biserică și fie ca ceasul acesta de laudă și de închinare să umple inima voastră și inima mea de tot ceea ce este sfânt. Amin. Aș dori ca în cele ce urmează să avem câteva momente de cântare, de cuvânt și de rugăciune, și lucrul acesta să pregătească sufletele noastre pentru toată această zi de sâmbătă. Dacă cineva își dorește vreo cântare și ne spune, o cântăm. 713. Haideți să căutăm imnul 713. Alex, nu încerci să cânți la pian. Haideți să vedem. Încet, încet ne învățăm unul cu altul, da? Hai să vedem. 713. Eu cunosc un mielușel. Nu mai intrarea și după atâi, după...
în cântarea aceasta este cumva istoria celor mai mulți oameni care s-au întors la Domnul. Și istoria aceasta a oamenilor care s-au întors la Dumnezeu este, sau poate să fie, povestea vieții mele și povestea vieții tale. Ea se bazează pe o chemare a lui Dumnezeu făcută din veșnicie și care va dura atâta vreme cât există har pe pământ. Și sună cam în felul următor. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Aș dori ca lauda acestei dimineți din sufletul meu și din sufletul tău să se nască din această poveste a întoarcerii noastre la Dumnezeu. O poveste care se bazează pe o chemare și pe un sfat, sau pe o chemare și o făgăduință. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Aș dori să-L lăudăm în dimineața aceasta pe Dumnezeu pentru că ne cheamă. Și să-L lăudăm în dimineața aceasta pe Dumnezeu pentru că ne promite să ne dea odihnă. Cu ce cântare îl lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrurile acestea? 254. Haideți să căutăm cântarea 254. Pe veci cu Dumnezeu. Oh,
veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Povestea fiecărui credincioș, dragii mei, este ascunsă în această chemare a lui Dumnezeu, care a fost rostită prin planul mântuirii înainte de toți vecii și care a fost auzită cu urechile omului prima dată în dimineața aceea când Dumnezeu îl striga pe Adam: Adame, unde ești? Și de atunci încolo până astăzi, în zilele vieții tale și în zilele vieții mele, chemarea aceasta ascunde cumva povestea ta și povestea mea de venire la Dumnezeu. Și fericiți sunt cei care ascultă această chemare. Pe lângă ea, așa cum spuneam, există aici o făgăduință și există după făgăduință câteva sfaturi. Luați un jug, dar nu oricare jug, ci luați jugul meu. Adică luați, să-i spun, această invenție care transformă o putere în mișcare. Și dacă ar fi să luați această invenție care transformă puterea în mișcare, învățând de la mine, asta ar trebui să înțelegeți, că ar trebui să luați în mintea și în trupul vostru o invenție care transformă toată puterea voastră în pocăință. Fiecare dintre noi suntem puternici în locul nostru. Fiecare dintre noi avem o anumită ținută în lucrurile pe care le-am ales în viață și le realizăm punctual, fără niciun fel de derapaj. Și Iisus Hristos spune: puneți un jug care să transforme puterea aceasta voastră, care să transforme preocupările voastre, care să transforme reușitele voastre, să le transforme într-o mișcare a pocăinței. Și dacă învățați lucrul acesta de la mine, spune Hristos, înseamnă că ați luat un jug bun. Dacă învățați lucrul acesta de la mine, spune Hristos, înseamnă că ați luat o sarcină care este a Lui și care este ușor de dus. Este mare lucru ca în viața mea și în viața ta să se întâmple această minune. Și Dumnezeu este dispus să facă această minune în puterea Duhului Său cel Sfânt de dragul tău și de dragul meu. Și pentru dragul acesta merită să-i cântăm. Dacă altcineva și-a dorit o cântare și ne-o spune, putem să o cântăm. 336. În timp ce cântăm cântarea aceasta, 336. În timp ce cântăm cântarea aceasta, îl rog frumos pe Adi să ia o scriptură, să caute un verset biblic sau maxim două, din care să ne dea un îndemn la rugăciune. Dacă nu găsești o scriptură, ți-o dau pe a mea, Adi. Nu-i nicio problemă. Poți să vii aici de la mine și cauți un verset sau două, ni le citești și din ele ne îndemni pe toți oamenii care suntem aici la o rugăciune în dimineața aceasta. Mulțumesc! Așadar, haideți să cântăm imnul 336, Pe Iisus îl vreau aproape. Pe thank you.
Amin, amin. În cele ce urmează, Adi ne va citi câteva gânduri din Scriptură și în baza acestor gânduri ne va da câteva îndemnuri de rugăciune în această dimineață. Pacea Domnului! Voi citi un capitol din Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului după legea lui Israel. Căci acolo rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, căci cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pace să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac curări pentru fericirea ta. Amin. Spune-ne câteva gânduri pentru care să ne rugăm din pasajul care ai citit, cu curaj. Te rog, uită-te încă o dată la text și spune-ne două lucruri pentru care să ne rugăm. Tare, la microfon. Hai. Păi dacă tot era vorba seară de venirea noastră la biserică, eu zic să fie un punct de rugăciune venirea noastră la biserică mai de dimineață. Amin. Acum văd că sala e aproape plină. Și al doilea lucru să fie mulțumiri la adresa lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi avem mulțumiri. Amin. Mulțumim frumos. Okay. În spiritul îndemnurilor care le-am primit din Scriptură, prin Adi, aș dori să ne rugăm în dimineața aceasta să ne ajute Dumnezeu să fim nelipsiți de la biserică și să ne ajute Dumnezeu să avem mulțumiri pe buzele noastre pentru dragostea Lui. Ne vom pleca pe genunchi și ne vom ruga. Ai condus pașii noștri în acest locaș. Binecuvântează-ne tu cu prezența ta, binecuvântează-ne cu Duhul tău cel Sfânt. Să fă ca Duhul tău cel Sfânt să fie înțeles cuvântul tău din această
Doamne, ca cuvintele tale să fie o candelă pe care ai noastră, să ia să ne conducă la adevărul tău. Îți mulțumim, Doamne, că tu ne-ai ajuns cu noi. Te rog, Doamne, să rămâi în continuare, să ne ascult rugăciunile noastre și în toate să putem să-ți lăudăm, să-ți preamărim numele tău de acum și până în veșnicie. Amin. Amin. Îți mulțumim, Tatăl Sfânt, că ne-a adus aminte de ziua ta cea sfântă. Te rugăm ca tu să fii cu noi și în această zi și îți mulțumim că ne-ai călăuzit în locașul din ziua. Te rugăm să te rămâi cu Duhul tău cel Sfânt, cu noi, cu toți și ajută-ne ca să putem să cinstim ziua ta cea sfântă așa după cum aștepți la Părintele. Îți mulțumim că ne-a spus rugăciunea și ne face mai mult decât nu știu ce e sau a gândit. În toate să fii stăpânit cu lumea pe îndrăcim. Amin. Amin. Da. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, că deși suntem totuși tu, din altă și din multă sunt în lumea să vină cu cea lucrurile în această sfântă de seara. Aș vrea, Doamne, să trecem cu rățești și Domnul de orice, cu urât și rău în viață noastră, și în cu noi venim în nou, în Părinte bun care locuiești în ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru dimineața aceasta frumoasă de laudă și de închinare. Primește cântările pe care ți le-am cântat, primește rugăciunile pe care le-am adus înaintea ta și ajută-ne, Doamne, ca îndemnurile cuvântului tău să umple inima noastră pentru această zi. Rămâi cu noi, rămâi cu întreaga biserică și numele tău să fie slăvit prin Hristos, acum și în veci de veci. Amin. Amin. Așadar, dragii mei, în pasajul pe care l-am citit și în care este povestea fiecărui om care s-a întors la Dumnezeu, Iisus Hristos face o chemare, Iisus Hristos face o făgăduință, El spune, veniți la mine, aceasta e chemarea Lui, apoi face o făgăduință, eu vă voi da odihnă și apoi ne dă un sfat să luăm jugul Lui și ne mai dă încă un sfat să învățăm de la El. Fiecare om în viață își are, să-i spunem așa, propriile repere de la care a învățat câte ceva și cu vremea cei care doresc să îl aibă pe Dumnezeu trebuie ca încet să modifice reperele acestea și reperul de a învăța să fie Hristos. La El sunt faptele bune la superlativ,
și la El este dragostea la superlativ. Dumnezeu să vă ajute, dragii mei, pe voi și pe mine, ca să învățăm despre fapte bune și despre dragostea lui Hristos, numai de la El. Amin. Mai cântăm o cântare, după care vom intra în pauză. Dacă cineva da, 745.